celebrează steagul nostru, dar reprezintă și un îndemn la contemplare. Cum onorăm noi în viața cotidiană acest simbol al statului nostru, care este o fereastră deopotrivă spre trecut, dar și spre viitor? Cum ne arătăm respectul față de drapelul ce servește drept ancoră și reper, amintindu-ne că împreună putem depăși orice obstacol? Răspunsul este simplu. Să răspundem nu doar o dată pe an, ci în fiecare zi, chemării la unitate, solidaritate și speranță, care se reflectă în cele trei culori ale drapelului nostru. Drapelul de stat este unul dintre simbolurile fundamentale a Republicii Moldova. El reprezintă suverenitatea și independența Republicii Moldova și, totodată, aspirațiile și valorile cetățenilor noștri. Pentru militarii, drapelul de stat are o importanță și mai mare, pentru că îl poartă cu mândrie pe uniformă, acasă, la exerciții internaționale și pe teritoriul țării, și misiuni peste hotare. De fiecare dată, militarii Armatei Naționale trăiesc emoții deosebite atunci când arborează drapelul de stat în orice localități și în orice circumstanță. Iar noi, conducerea instituției de apărare și întreaga societate, ne mândrim cu prestația lor. Doresc să-mi exprim gratitudine și apreciere militarilor și angajaților civili care promovează valori și simboluri naționale.